Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor, a fost prezent joi 18 aprilie în Călăraș. După ce a vizitat mai multe obiective din județ, ministrul Deneș a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre banii alocați pentru investiții în 2019. Anul 2019, Ministerul Apelor și Pădurilor are o sumă de aproximativ 700 de milioane de lei. Investiții care vor fi derulate prin Ministerul Apelor și Pădurilor pe lucrări hidrotehnice și zonă de sector forestier, drumuri forestiere, regenerări de pădure, torenți. Este cel mai mare buget pe care l-a avut acest minister în ultimii 10 ani. Din această sumă, la nivel național, avem pe lucrări hidrotehnice aproximativ 507 milioane lei. Și pentru ca să vă faceți o imagine asupra investițiilor pe care noi le avem în vedere în anul 2019, vă dau trei cifre. În anul 2017, Ministerul Apelor și Pădurilor a finalizat 37 de lucrări hidrotehnice. În 2018, Ministerul Apelor și Pădurilor a finalizat 96 de lucrări hidrotehnice. Iar în 2019 sunt finanțate pentru a fi finalizate 150 de lucrări hidrotehnice la nivel național. Acestea sunt cifre care spun totul. Nu cred că mai trebuie să adăugăm ceva la aceste date pe care eu vi le-am prezentat. În județul Călăraș, suma totală alocată în 2019 prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, care este monitorizat de Administrația Națională a Apelor Române, care se ocupă de partea de lucrări hidrotehnice și tot ce înseamnă parte de administrare a apei brute din România, și prin Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva, suma alocată în județul Călăraș este de 26 de milioane de lei. În domeniul apelor, pentru că din punct de vedere al bazinului hidrografic, județul Călăraș este un județ liniștit, sigur, monitorizând cu atenție fluviul Dunărea, avem alocată suma de 1,9 milioane lei, iar pe domeniul păduri, suma alocată este 24,1 milioane lei. Și pentru că trebuie să spunem cetățenilor din județul Călăraș ce facem cu acești bani, am să vă spun câteva elemente, câteva proiecte, investiții pe care noi le avem în vedere în județul Călăraș. În județul Călăraș, cu suma de 1,9 milioane lei, care este deja sumă alocată, finanțată în bugetul pentru investiții, amenajăm 139 de kilometri de cursuri de apă și adaug, pentru că suntem la capitolul de lucrări hidrotehnice, că la întâlnirea pe care am avut-o cu cetățenii din Comuna Borcea, și le mulțumesc cetățenilor din Comuna Borcea pentru că au fost, nu i-am numărat, dar oricum peste 100 de cetățeni prezenți. Am avut o discuție cu autoritățile publice locale, cu colegii mei, ani și ani de zile acolo, în urma ploilor, a apelor pluviale, există un cartier de aproximativ 100 de case, care tot timpul când există căderi de precipitații mai importante, oamenii respectivi sunt în pericol de a le intra apa în curți, în gospodărie, pe terenuri și rămâne un timp îndelungat pe acea zonă pentru că nu are unde să se scurgă. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu aproximativ 3 săptămâni, o lună, am dispus ca reprezentantul Apelor Române de la SGA Călăraș să fac o deplasare în acea zonă. S-a făcut o notă conceptuală. Acolo va trebui să facem o subtraversare pe zona pe care le-am arătat-o cetățenilor, în zona cartierului respectiv. Acea subtraversare va face posibilă cu o stabilă care nu va opri apa să vină din zona de brațul Borcea înspre
localitate și în momentul în care, sigur, nivelul va fi scăzut în acea zonă, stabila respectivă se va deschide și vor putea fi deversate acele ape pluviale spre brațul Borcea. Acea notă conceptuală deja este trimisă la Administrația Națională a Apelor Române și în acest an, în această vară, până în toamnă, vom rezolva acea parte de subtraversare în care cetățenii să nu mai aibă acea problemă care o au de ani și ani de zile. Acest lucru se va face urgent, este aproximativ 300.000 de lei, este o sumă care o vom face prin intervenția, prin plan tehnic de la ABA Buzău-Ialomița. Al doilea proiect, extrem de important și pe care vreau să îl spun cetățenilor din județul Călăraș și nu numai, ci și din Ialomița. Așa după cum știu toți, noi derulăm, începând cu anul 2019, de facto, proiecte finanțate prin program operațional infrastructură mare, bani care vor proveni de la Uniunea Europeană. Aceste proiecte, practic, sunt în acel plan de management al riscului la inundații, PMRI, și în acel plan pe care l-am discutat cu reprezentanții Uniunii Europene, AMEPOIM, avem 49 de proiecte în diverse locuri din țară și tot în analiza respectivă avem în vedere și finanțări din bani europeni pe fluviul Dunărea. Pentru că vreau să subliniez, lucrările hidrotehnice care trebuie făcute pe fluviul Dunărea sunt lucrări care necesită un efort financiar enorm. Fluviul Dunărea, pentru a face consolidări de mal, regularizări, aducerea Dunării în matca ei în zonele unde aceasta probabil și-a creat alt curs, necesită foarte investiții serioase cu foarte mulți bani. Drept urmare, în discuțiile pe care le-am avut, specialiștii din Apele Române le-au avut cu cei de la AMEPOIM, au stabilit următoarele. Toate punctele critice de pe fluviul Dunărea se vor zona, se vor împărți în 7 zone. Aceasta este harta cu investițiile care urmează să se facă pe fluviul Dunărea. Iar din cele 7 zone s-a zonat sau s-au grupat aceste puncte critice în 7 zone, avem și zona 4. O aveți aici. Zona 4, punere în siguranță puncte critice Bentu, Baital, Fetești și Hârșova, Ciobanu, Gârliciu. Este o zonă care va viza două județe, județul Călăraș și județul Ialomița. Pentru că finanțările care se fac de la Uniunea Europeană au în vedere, în primul rând, punerea în siguranță a vieții cetățenilor. În al doilea rând, rezolvarea unor situații critice legate de infrastructura feroviară rutieră și, sigur, terenurile agricole care sunt afectate de eroziunile pe care le face Dunărea pe unul sau pe celălalt mal pe zona de terenuri agricole. Vreau să fac următoarea precizare. Această zonă 4 este prima zonă care va intra în finanțare prin POIM cu bani de la Uniunea Europeană. Iar această zonă, rezolvarea acelor puncte critice de care aminteam, valoarea estimată este de 48 de milioane de euro. Din acești 48 de milioane de euro, pe județul Călăraș, am propus să facem în cadrul acestui proiect protecția de mal drept braț Borcea în zona kilometrului 48-49+500 pe raza comunei Borcea, zona Baital, în județul Călăraș.
În această zonă sunt necesare lucrări de apărări de mal de aproximativ 1,8 km. Valoarea estimată pentru realizarea acestor lucrări este de aproximativ 20 de milioane de euro. Este o analiză de necesare estimativă. Sigur că în momentul în care se vor derula procedurile pentru ca firma de proiectare să facă acel SF, vom afla exact valoarea exactă.